Nu există săptămână în care șoferii făgărășeni să nu fie sancționați și asta pentru că încalcă legile circulației. Aceștia fie conduc sub influența băuturilor alcoolice, fie apasă prea tare pedala de accelerație și nu sunt singurele nereguli pentru care mai mulți șoferi au răspuns în fața oamenilor legii zilele trecute. În urmă cu câteva zile, mai mulți șoferi au avut nenorocul să fie trași pe dreapta polițiștii Făgărășeni au întocmit mai multe dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și cu autorizația de circulație provizorie expirată. Așadar, un șofer a fost depistat conducând autovehiculul pe strada parcului, având o alcoolemie de 0,72 mg alcool pur în aerul expirat. Un alt Făgărășan, în urma verificărilor efectuate de către polițiști, a fost depistat având autorizația de circulație provizorie expirată. Un argeșan a a fost prins în satul de ani în timp ce conducea un autovehicul fără a poseda permis de conducere. Pentru neregulile cu care au fost găsiți în trafic, șoferii s-au ales cu dosare penale.